Lasă că nu e în... Bună ziua, prieteni! Ne apucăm de treabă din nou, pentru că trebuie să facem și noi peretele ăsta, care pică. Vine Paștele. Și facem așa, încet, încet, câte ceva, hop, până terminăm. Strâng lemnele astea cu Andreea, dar bine, Andreea acum filmează. L-am cărat până acum cu mine. Maica mea stă cu copilul. Alina prin casă se îmbracă, caută șapca Alina. Dar nu știu de unde. Alina a crescut și își dorește să se îmbrace în tot felul de haine. Și să fie elegantă și să ducă și în oraș. Da. Da, lasă să se ducă și ea. Dar n-are cu cine. N-are cu cine. Păi eu o las. N-are și ea fete mici așa după ea. Eu n-am mai plecat, știți că el mă grăbeam să plec, să plec, n-am mai plecat. Mi-a spus maică mea să nu plec, că n-are cine să descurce cu treburile astea. Să terminăm o dată, dacă am intrat în hora asta, să stau acasă și să termin. Eu acum am trezit, m-am spălat doar pe față, nu m-am pieptănat, nu nimic. Nici eu. Să pe mine, flanelul lui mama și am ieșit afară. Am făcut la copii gris cu lapte care miroase a fum. E bine că te rog. Și după m-am apucat aici de treabă cu Andreea, bunica Ileana. Repara aragazul ca fumă oalele și eu cu lemnele mele. Fiecare face câte ceva ca să terminăm. Într-adevăr că ăștia sunt lemnele tale. Păi da. Le-am luat de la Neam Ardale. Cine e ăla? Sorin? Sorin. Prietenul lui Aian. E prieten cu Aian? Da. Am luat și mănușile lui tata, că mi-am făcut și-o unghiile albe. Și dacă o să continui să muncesc așa? Ai zis că îmi faci unghiile mele astăzi. Da, nici așa. Am zis, da. Dacă ne-am apucat de lemne, nu mai. Deja mă doare spatele, că știi că am probleme cu spatele. Dormăm în tot zidul. Dar cum ne bine știm noi să facem zidul? Ce? Zidul, cum îl facem? Dau jos, faci cum am făcut la bucătărie cu din ăla ce mi-am și pe aia dă cu tingi. Și cu vopsea, dar nu mai dau cu nicio vopsea, o las așa tingiul. Dăm și asta jos, nu? Nu, asta nu. Sau nu știu. Ba, o dăm, ce? Și cumpăr alta. Nu știu, mă mai gândesc. Că mă gândesc că... Hai să dăm zidul ăsta jos. În creier am... După tine. Nu, sunt în procesare și pentru ăsta, dar acum să vedem. A. Să vedem cât ne ține buzunarul. Pe tot dacă ne-am apucat, hai să dăm zidul ăla, că nu e de carton, e de... E pe felul din ăla, nu-mi dau jos așa, fără să cumpăr altul. Trebuie închis. Păi nu mai îl... Hai, dar oprește să mergem să chitim. Ia uitați, prieteni. Am cărat lemnele de aici. Dă și tu unde să sparge. Nu tot. Dacă se sparge tot. Mamă, se sparge până la cărămidă. Ne omoară papu. Încet, încet. Dacă vede tata, afară ne dă. Asta e, tată. Nu mai rezist cu acest perete. Nu mai rezistam cu acea bucătărie. Atât? Nu insista. Unde e din ăla, cum avea băiatul ăla mic? Sătăr din ăla mic, avem și noi. Uite și costul. Da. Prieteni, vă mai arătăm mai târziu. Până mai terminăm, mai durează. Așa, mai bine cu ăla. Ce faci, Madalina? Dă boli casa tu. Dacă vede tata, afară dormim. Bine că nu-i nevastă sa aceea. Să o dă și pe ea afară. Da, ea are sudă după aia. Să
Stai să te duc eu. Vezi un doc oră pe jos. Nu. Au. Muri. Să luăm asta după aia. Să-i să dai și faianța jos. Am umflat-o toată, dar nu. Vedem ce zice unul. Vedem, dacă... Murirea. Dar știi de ce? De sus nu cade zidul, știi de ce? Că nu e apă. Nu e apă. Pe aici este ghiveta, de-aia. Uite, până la geam. Aici, boiler, țevile. Da. Devii din asta să spargi casa. Deci am și eu dreptatea mea când zic că trebuie făcut. Înțelegi? Uite ce s-a măcinat. Sper să nu vadă nea Mihai filmarea, că nu mai vine la locul. Că i-am spus că nu insist, dacă nu vrea să-mi fac. Pe el se uită merge, pe YouTube. Cred că da. Că mai spune ce mai postez câteodată. Ia uite. Poate dai cu geamul jos. Dă uite acolo. Uite, vezi atât ce spart. Aici nu o să mă strâng. Doar dacă insistă să spargă. Dar așa nu. Deci, sacii aici, avem aici. Nu mai avem nevoie decât de... Om, dar dacă aș face, dacă aș avea din ăla să bat... Dă-i și pe aici. Cimentul aș face eu. Lasă-mă obosit. Tot ești la dietă și cu muncă din asta faci sport. Mai ca la sală. Ziceai că te duci la sală. Nu mă mai. De ce? Voiam să spun de ce. Dar nu mai. Îmi spun mai târziu. Țigancă la sală. A, uite-o. Păi la ora asta vii. La, ia la două. Se trezește, doamnă. Dorme până la două. Eu am copii mici. O, ți-ai făcut da. Copii? Da, am făcut copii mici. L-ai culcat? Până l-am culcat, da. Am stat cu el acolo. Am mai durat. Ce faceți aceea? Am dărâmat tot. Păi ce faceți? Să v-ați apucat să dobărăți periții? Da. Și ce? Da, aveți de lucru, băi? Ia, uite. O, că dai cu greșe, ai ajuns, nu mai da ăla. Nu mai dai acolo, bunico. Nu mai da. Ia mai bine mătura decât să iei. Mamă! Da, ce mă gândim. Avem de alătate, Tom. Să vezi ce libriștea, mă, să vezi ce nedrăcuie, să vezi ce face, criză. Da. I-am dat două ciocane și căzut jos. Să nu mă vadă pe mine, pe filmare. Da. Aia am zis și noi. Și așa cu mine și cu Mădălina are voie. Da, n-am zis nimic la voi. A, și cu tine de ce să nu se ceartă? Dar vezi că aici. Aici doar se cojește, dar nu are nimic. Uite, nu pică. Am mai reparat. Nu e apa aceea. Nu e apă. Aici la divet, acolo la ghiveta a picat, cu mâna l-am tras. Gata, nu mai insista, Mădălina. Că nu e apă acolo. Păi, dai că iese. Deja, bă, dacă dă omul, tot cade. Uite, asta ar trebui tot jos. Ia de la mine, dacă nu mai dă. Nisipul ăsta.
până la cărămidă. Ia du-te la mine. Nu mai te băga, tu lasă-mă pe mine. Nu te mai murdări. Că știu ce e umflat și ce nu. Vine așa aici? Nu e, uite. Uite, nu e umflat deloc. Hai, uite. Febră a făcut rămâne. Luca n-a mai venit. A venit, uite, așa se insist ca să-l sparg eu, dar nu că se sparge ăsta aici. Aici nu. Uite, aici da. Uite. Vezi că acolo da. Mai târziu vreau să-mi pun și eu parchet în cameră. De aici, Mădălină. De la bunica sau... Ia de la mine. Dai? Ia la mare. Odinesc-o dată, că întotdeauna când o să mor. Oh, 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 nu mai spune asta. Lasă-mi. Păi da, numai că mi-am propus să nu mai stau. Să stau destul unde e mult. Ce avem? Treaba aici. Ia tingile, aia zici. Auziți, mă, Dorina? Gata, Andreea, mai oprește, să mai muncesc. Ce ai să-și? Am blaște, am cârtițe, am vezuri, hezuri. Am de toate. Ah, dacă vede tata ce-i făcui. Da. Să vede tata, pute, eu vreau să vadă tata. Să vadă și ce. Nu mai pune de faci supărare. Las, că-i treci. Mădălină. Vedeți, prieteni, cât am spart eu cu Andreea. Filmează, dar să nu pui pe vlog acum. Da. Ce, lasă, ce, nu ba da, prieteni, vreau să vedeți ce fac eu. Deci eu mă ocup de tot și financiar și cunoștințe și așa. Tot. Deci tata n-are nicio treabă ce fac eu. Dar da. Comentează ca să nu mai cheltui banii, că n-a zice că am nevoie de bani. Dar dă-i naibii și de bani, ce să fac cu ei? Dacă nu renovez, eu nu țin cont că, domne, fac pentru ei. Că eu oricum, pe mie, dacă mă ia pandalia, eu am zburat de aici una, două. Eu nu stau cu ei. Dar ce, el n-a făcut nimic pentru mine? Ce, el nu și-a cheltuit banii cu mine? Dar asta o fac că vreau eu, că e plăcerea mea. Că mie așa îmi place să am ceva de făcut. Așa. Prieteni, vă pup! Că te laudă, prietenii, că faci treabă. A, îți dai seama. Auzi, lasă-mă, că am un mesaj pentru taică-mi. Tată, îți urez vizionare plăcută. Surprinde când vii ta. Bagi și tu, știi tu, niște magne B6, te calmezi și aia e. Hai, să știi, dacă nu-ți mai răspund la telefon, să știi de ce. Da, eu nu-i mai răspund. Da.